Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, și așa cum v-am promis, subiectul este deja în direct pe YouTube. Marius Neagu se numește, Imogen îi se spune, dă-i și sunet un pic. Sem care, mai tare. Au spus chestiile astea și au preluat toată televiziunile, le-am mulțumit polițiștilor. Un polițist din Buzău m-a băgat în seamă și a zis că mulțumesc, mi-a spus mulțumesc mie, pentru faptul că am fost sincer și faptul că l-am mulțumit. Și faptul că l-am mulțumit. Deci, haide, lasă-o pe aia. Bă, da, așa să ne vedem amândoi. Băi, oameni buni. Deci, Imogen, omul, lasă-i sunet. Lasă că ne auzim amândoi. A fost la Buzău, șocat și el de câți tineri, mulți tineri îl așteaptă downtown Buzău, în centrul Buzăului. Eram terminat pe viață. M-am dus la Aleplei acasă, la Aleplei acolo. Panică totală. A sunat la poliție. Imogen. A venit poliția, o să avem și imagini de acolo. Copiii aia, tineri aia, mii, au crezut că este arestat vloggerul lor. Revin și la pungă. Iau ce știu băieții de pungă. Și au mers la poliție cu miile. Primăria Buzău a intrat în fibrilații. Toată lumea de acolo, tot ce se cheamă serviciu de informație, toată lumea în Buzău, au rămas proști. De ce? Pentru că au crezut, și acum citesc din viceprimarul Buzăului, că a ieșit hashtag rezist pe străzi, neautorizat, și destabilizează capitala județului Buzău. Bă, fier de călcat, sunteți nebun la cap, fier de călcat în pungă. Bă, fier de călcat, dar de la vechi, de la mama lui. Deci nu știa ce să faci cu el. Avea decât o de la de stai. Bine. De ce vă prezint, de ce vi-l prezint pe Imogen? Pentru că nu este cel mai tare vlogger. Nu. Sunt vloggeri care au 1 milion, 2 milioane de followers. Știți că eu n-am nici pagină de Facebook. N-am avut niciodată. Am un telefon din Cretacic. Dinozaurii se jucau cu telefonul meu când erau mici, când erau înainte de eclozare, de a ieși din ou. Să jucau cu astfel de telefoane. Generațiile de la un băiat pe aceasta și generația Z, generația de după el, i-a dat o sacoșă lui Aleplei cu oșa ormă. Încep să nu mai aibă nicio legătură cu părinților. Sau foarte puține legături. I-a băgat cineva 10 euro în marsupiu. Apropo, știți cât a câștigat azi? 261,2 euro și ne mulțumește. Sau mulțumește celor care îi bagă bani în cont pe vlog. 210 euro sunt bani. I-a făcut până acum. Și mai muncește, după cum vedeți, în direct. O să discut imediat și cu Cristina, o să discut și cu domn profesor Sorin Dragne. Haideți să vă arătăm imagini. Ok, mulțumesc. O să revenim, dacă e nevoie, la el în direct, la domnul Neagu în direct. Iată imagini din Buzău. Imagini din Buzău, le dai și pe post? Așa, iată, le dai cu sunet. Dai cu sunet. Păi văd că mă împingeți, pe mine ce s-a întâmplat? Nimeni, te bași tu, nu mă bag eu? Imogen! Imogen și fanii lui, în mijlocul Buzăului, fac și versuri. Scoateți un pic grafica să se vadă ce e acolo. Bă, o puzderie de oameni. Niciun partid, repet, niciun partid politic din România n-ar putea produce evenimentul pe care l-a produs Imogen doar prin simpla apariție în Buzău. N-a convocat pe nimeni. E instituție publică, nu mă împingeți. E instituție publică, am voie să filmez. Repet, nu e arestat. E sub protecția poliției, la cererea lui. Bine, oameni buni. Nici nu știu cum să abordez subiectul. Înainte să mă întorc la invitații mei, vreau să vă arăt, oprește puțin Teddy filmarea asta și dă materialul în care Imogen ne povestește celor care îl urmăresc pe vlogul domniei sale, cum mănâncă el acasă ciorbă împreună cu părinții lui. De ce vreau să arăt asta? O secundă, Teddy, nu ia drumul. De ce? Eu repet, nefiind nici din generație, nici din... N-am cu internetul, am altele. Eu joc Go pe internet, citesc pe internet, am altele. Omul și milioanele de tineri, de copii care sunt în spatele acestor vloggeri, reprezintă generația care vine și care este complet sau aproape complet neînțeleasă și necunoscută de propria generație tutelară, de părinți, de profesori, de societate, de politicieni, de nimeni. Sunt extrem de puțini oamenii care se uită la ei altfel decât la viitori votanți, neavând niciun fel de preocupare despre ce anume se întâmplă în lumea din care acești oameni, viitorii oameni, că deodată sunt niște pui de om,
Vin. Ascultați-l despre cum se mănâncă ciorbă în familia Neagu. Băi, mă, ca faci gura. Story time, filmați! Bum! Bă, gazișele, acolo mai avem 200 ca să facem 4500. Băi, nu știu dacă voi sunteți ciorbari, dar eu sunt ciorbar. Mie îmi place rău de tot ciorba de pasăre. Băi, mânca vaci gura voastră. Mai face câteodată mama ciorbă de pasăre și pune acolo, băi, mâncați-și gura ta, gâtul la găină, toate picioarele alea la găină, toate alea. Și îi spun, mamă, mă uit așa la ea și spun, mamă, de ce pui picioarele alea la găină? Că nici câinii nu le mănâncă, nici laica de la țară, nici negruz, nici țiganul, nici câini. Aia sunt câini toți care au murit. De ce îmi pui toți? Băi, salut, bro, fac și eu 2500 de share la mine pe canal, mersi și spor cu live-ul. DNY, nu știu dacă ai face, frate, dar mi-ai dat link-ul, mâncați-și gura ta, ce spamează, invizibilitate. Bun. Și acum ne pune la masă să mâncăm. Tata, îi zice mama, tata la mama, Tanțo, punem și mie ciorba la răcit, că mănânc după aia, mănânc în 50 minute. Și tata mănâncă de-abia 4 azi, mâncați-și gura ta, are viermi ciorba. Așa face tata la fiecare dată. Punem și mie Tanțu acum ciorba să se răcească, că e cam, că mă frige și mănânc în 5 minute. Și mănânc după 4 zile, mâncă vaci gura. Acum stau cu mama la masă. Cu mama la masă, s-a terminat. Pun să mănânc. Eu mănânc ciorbic, așa frumos, îmi iau o ceapă, o tai și încep să mănânc. Mâncați-și gura ta, mănânc ciorbă, mănânc așa un lineofla și după aia se aude din colțul mesii. Exact așa. Băi, ce se întâmplă, mâncați-o? Și mi-e frică să ridic capul din pământ. Din ciorbă, zic, ce se întâmplă, mâncați? Ce face mama, face ceva? Bă, se auzea. Zic, bă, ce face, ce face? Bă, pe bune, mi-era rușine să ridic, mi-era frică, bă. Băi, mânca, faci gura. Era cu picioarele de la pasăre. Bă, ai văzut cum sunt picioarele alea de la găină? Bă, avea piciorul de la găină în gură și îl sugea așa. Băi, sugea piciorul de la găină, sugea unghiile alea la găină. Zic, băi, de trăie să moară familia, cred că am fost adoptat. Stăteam așa, bă, Doamne, băi, nu se poate așa ceva. Intra unghiile alea de la găină în gură, intra, Doamne, băi, băiatule. Bă, sugea alea, bă, mâncați așa. Zic, băi, mamă, ce faci? Băi, mamă, ce faci? Asta e despre cum mânca doamna Neagu ciorbă la masă cu el. Mai vreau, știu, imediat Cristina, și Cristina vrea să spună punctul de vedere și Sorin, repet, Sorin e dascăl, e profesor, e în direct în continuare, imagini în direct aici, vloggerul este în direct. Mai dai un pic sunet. N-avem sunet? Salutare pe 1 TV, sănătate multă. Aoleu, ce ai făcut, prietene, ne vezi în direct? Haide! Da, vă văd în direct. Ideea este că dumneavoastră dați acolo doar niște faze din stand-up-ul pe care îl fac. Gen, maică mai nu mănânc așa ciorbă, dar este amuzamentul pe care îl fac pentru copii. Dar ideea este că dumneavoastră nu dați tot ce se mănâncă, gen pe YouTube-ul meu. Faza când îi învăț să nu se drogheze, faza când îi învăț să se ducă la școală. Uite, fii atent, oprește-te un pic. Să că găsesc o prietenie în ei. Pe asta nu le dau și mă deranjează, nu este ok. Dar asta este. Yeah. Oprește-te un pic, că vreau să-ți arăt ce pregătise B1 TV, ca să vezi că lucrurile în anumită zonă a presei sunt ok. Stai un pic cu noi, că revenim la tine în direct, să vezi materialul pe care l-aveam pregătit înainte să știu ce ai să spui tu în emisiunea mea. Teddy, dă drumul materialului. Băi, nicio chestie care schimbă ție starea nu este naturală, frate. Nu este naturală și totul îți face rău în exces, totul îți face rău, frate, mai ales vorbind despre chestiile alea. 427 for life. Deci nu mai vorbiți despre chestiile astea, că nimic nu face bine. Absolut tot, frate. Te prăjești absolut tot, frate. Te schimbă și te... Băi, John, tu odată când faci chestia aia, te desidastezi total, pierzi din vitamine, pierzi din alea, magneziu, care e cel mai important pentru creier. N-are rost să intrăm, că sunteți mulți dintre copii și voi ascultați la rapper ăștia care... Mamă, e Caterinca rău, e Caterinca rău, și ce zic? Hai că e Caterinca dacă e. Domnul Neagu, cred că ați înțeles punctul de vedere pe care l-am și vreau să știu care e punctul tău de vedere despre ciocnirea generațiilor care a avut loc la Buzău odată cu venirea ta în mijlocul orașului. Despre ciocnirea generațiilor care a avut loc la Buzău odată cu venirea ta în mijlocul orașului.
Nu mă așteptam în primul rând și în toate alea sunt emoționat, mă scuzați. Vreau să vă spun bună ziua, pentru că n-am dat bună ziua până acum. Și vă respect, mă uit la dumneavoastră de mult timp, vă cunosc, în fine, stimă și respect. Și în al doilea rând, vreau să vă spun că nu mă așteptam să vină atât de mulți copii. Mă așteptam la un număr de 50, maxim 60-70 de persoane. Și chiar nu știam ce să mai fac și cum să tratez situația în sine. Dar de-aia m-a ajutat pe poliția. Poliția în cer de nou m-a ajutat. Haide! Deci scuzați-mă, a fost o donație. Poliția din Buzău s-au purtat extraordinar de frumos. La început puțin au pus mâna pe mine, dar nu este faza că am chemat eu poliția. Au zis că am chemat eu poliția, dar nu este adevărat, n-am chemat. Eu am promis că o să fac poză cu toți copiii până la ultimul. Până la ultimul. Știu că ce fac pe YouTube, poate neapărat nu este pentru copii, dar ideea este că e un stand-up pe care eu îl fac și mă deranjează când văd chestiile astea. Sunt niște chestii normale pe care le povestesc, gen să am mulți copii. Eu asta fac toată viața, m-am făcut lucrurile astea. Dar pe lângă asta am foarte multe clipuri în care vorbesc despre anxietate, despre depresii, despre ce trebuie să faci. Copiii nu știu să mai comunice în ziua de azi, frate, absolut deloc. La modul primesc zeci de mii de mesaje, copiii nu mai știu să comunice cu o fată. Pentru că nu se învață la școală despre chestiile astea. Nu se învață la școală. Ce te-a determinat să te apuci? Copiii au foarte multe probleme, credeți-mă, v-aș da telefonul meu numai să-l vedeți. Ce te-a determinat? Știu că avem un delay între ce spun eu și ce auzi tu și invers, ce spui tu și ce auzim noi. Încă un pic aș vrea să duc dialogul ăsta, pentru că e foarte interesant. Cred că este primul dialog în istoria audio-vizualului între o televiziune națională de știri, stimați telespectatori, și un vlogger de mare calibru din România. Spuneam că domnul Neagu, Imogen, nu este cel mai tare vlogger din România, dar este pe podium, e acolo, e în primii trei. Atenție, asistați la un moment pe care eu nu mi l-am imaginat, nici Imogen nu și l-a imaginat dialogul ăsta între... O secundă. În momentul ăsta, gen, se uită și la mine, cum se uită și la dumneavoastră, 7000 de persoane sau ceva în gen. Nu și l-a imaginat dialogul ăsta între... Haide! Da, te ascultăm. Bun. Dacă toți suntem la televizor și știu că se uită foarte mulți copii la mine, vreau să dau un singur mesaj, vreau să-l transmit, să-ți dau singurul mesaj pe care vreau să-l transmit. Nu vă mai fie frică să vorbiți cu părinții voștri, găsiți în părinții voștri niște prieteni, credeți-mă, dacă vorbiți cu voi. Asta am făcut și eu până la vârsta 19 ani, mi-era frică să vorbesc cu părinții mei și până la urmă am găsit cei mai buni prieteni ai mei, sunt părinții mei. Big love. Foarte tare. Eu vreau să știu dacă pot lua legătura cu tine. Aș vrea să ne vedem fie la tine în studio, că și tu văd că ai un studio foarte tare, chiar dacă e în dormitor, înțeleg, fie la mine în platou, când vrei tu, ia legătura cu noi într-un fel, pentru că ești invitat în momentul ăsta să avem o discuție despre tânăra generație și despre cum ne vedeți voi pe noi și cum vă vedem noi pe voi ăștia mai bătrâni. Ești invitat în momentul ăsta să avem o discuție despre tânăra generație și despre cum ne vedeți voi pe noi și cum vă vedem noi pe voi ăștia mai bătrâni. Sunt de acord, cred că o să vin cu cea mai mare, nu, o să vin cu cea mai mare plăcere, deci putem să luăm legătura. Nu e niciun fel de problemă. Chiar vreau să purtăm discuția asta. Mersi mult de tot, Imogen, îi promit public, pentru că știu că ne vede și prin intermediul lui pe YouTube, ne văd foarte mulți copii. Discuția între mine și domnul Neagu va avea loc săptămâna viitoare, vă promit. O să, după emisiune, vom lua legătura pe Facebook sau găsim o soluție să luăm legătura, că nu știm numărul de telefon. Repet, cine ne socotește oamenii ca Neagu sau ca alții youtuberi de calibru, ne socotește viitorul comunicării în această țară. Mulțumesc mult, Imogen. Rămâneți pe YouTube cu el și pe Calea Undelor TV cu mine. Cum e Cristina? Cum e Sorin? Ați asistat la o premieră în televiziune, cred. Prima oară când o televiziune națională de știri are un dialog cu un youtuber live, fără ca eu sau el să antamăm acest dialog.
Da, m-am uitat și eu de-a lungul timpului la ce înseamnă vloggingul în România. Am văzut că e un trend și că tineri, din ce în ce mai mulți tineri urmăresc genul acesta de show-uri pe YouTube. Acum, nu vreau să mă refer neapărat la conținutul care este promovat. Sunt anumite persoane care, bineînțeles, promovează idei mai bune, altele care promovează idei mai puțin bune, alții își dezvoltă talentul acesta de stand-up comedy, cum este și cazul domnului Neagu, din câte înțeleg. Aici vorbim de o chimie educațională. Dar ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, noile mijloace de comunicare online, și mă refer și la YouTube și la Facebook, prind din ce în ce mai mult în rândul generației tinere. Și acum o să vă spun că chiar și eu, împreună cu un coleg de-al meu, Claudiu Năsui, avem un show pe YouTube și pe Facebook. Babule? Da, foarte se numește tare, Tineri în Politică. Foarte și tare. Folosim genul acesta de comunicare tocmai pentru a transmite niște foarte idei tare politice și o viziune pentru România în anii care urmează. Sorry. Programul de guvernare și așa mai departe. Mai dă imagini de la Muzeu de Ieri, Teddy, să vadă lumea ce a fost acolo. Nu mă pot pronunța dacă este neapărat bine sau rău ceea ce se întâmplă, pentru că trebuie să recunosc, nu urmăresc. Unii dintre ei probabil că au o activitate care trebuie apreciată, iar alții dintre ei care este execrabilă și poate că ar trebui să fie introdusă. Nu știu dacă domnul Imogene în care dintre aceste categorii se încadrează, pentru că nu neapărat o creștere cantitativă a comunicării în felul acesta este ceva neapărat bun. Este adevărat că trebuie să comunicăm, să comunicăm din ce în ce mai mult, dar cred că indicele de calitate este cel care trebuie să primeze în toate. Faptul că cineva are milioane de urmăritori și debitează niște chestiuni care n-au nicio legătură cu realitatea, nu cred că este un subiect demn de urmat. Mă, tu știi cine este domnul Sandu Ciorbă? Nu, spre rușinea mea, nu. Cristina, știi cine este domnul Sandu Ciorbă? Nu știu. Cred că e totul, da, am auzit tot prin rândul adolescenților, da. Nu, ești în mare eroare. Teddy, caută și mie ăla care are 35 de milioane, stimați spectatori. Vedeți, facem acum un test, nu neapărat de cultură generală, că ar fi o jignire să spun că e un test de cultură generală. Eu până astăzi nu știam cine este. Astăzi colegii mei, oamenii de la B1.ro, care sunt cei mai tari la noi, cei de la site, un site puternic, care oameni puternici, m-au decriptat și pe mine. Bă, tu ești chiar rupt de realitate. Caută-mă și mie aia cu 35 de milioane de vizualizări. 35 de milioane de vizualizări. Ai găsit, mă, melodia? Te rog frumos, oameni buni, oameni buni. Cu scuze pentru CNA, nu știu dacă e de amendat. Dacă e de amendat, sper ca CNA-ul să înțeleagă, este doar în scop didactic. Folosim din materialul ăsta puțin. Deci, imaginile pe care le veți urmări și doamna deputat și domnul președinte FSLI și voi cei de acasă, 35 de secunde, nu luăm amendă, sunt dintr-un clip muzical care are 35 de milioane de vizualizări. Ca să înțelegeți, ascultați-l. Trebuie să mă uită și copiii la emisiune. Acum, nu știu dacă e bine că se uită sau că e rău. Repet, am vrut să vă arăt ce clip muzical în România are 35 de milioane de vizualizări. Cum o cheamă pe cea mai celebră carte românească vândută în ultima decadă? Sugeo cum? Zi, cum o cheamă? Ramona. Sugeo Ramona. Nu CNA-ul, domnul, dacă ăsta, Radu Hergeu, vă simțiți vexat, doamna Monica, guvernat, tu. Este titlul unei cărți. Ai voie să spui la televizor cum se cheamă? Sugeo Ramona. Și a doua carte la fel este Sugeo Andrei, sau nu știu cum îl cheamă, este remake, sau e revenire, sau e volumul 2. Aia e cea mai vândută. Nu Caragiale? Nu. Nu Creangă? Nu. Niciun volum de versuri, românesc sau străin? Nu. Nici măcar Cărtăresc. Nici măcar Cărtărescu, bravo. Se cheamă Sugeo Ramona. S-a făcut și film, vorba lui Teddy, s-a ecranizat. Moromeții, Dale Carnavalului și Sugeo Ramona. Aici suntem, ca să înțelegeți, cu generațiile. E ok și cu parlamentarii, este ok și cu Iohannis, e ok cu Dăncilă, e ok cu Prună, e ok cu cine vreți. Cultura, generațiile, ciocnirea dintre... Știți că se cheamă generația Z? Știai că se cheamă generația Z? Eu m-am documentat grav de tot, am aflat lucruri care mi-au, cum să zic, umblat la setări, la reglajul fiind. Știai de generația Z, Cristina? Nu știai. Dă-mă pe post să vadă doamna deputat. Avem generațiile.
Azi le-am aflat și eu, documentându-mă ca să pot să discut cu domnul Neagu la Giurgiu. Ce zici? Le dăm după publicitate. Păi sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, mai ales dacă au copii, o să vă prezentăm generațiile. Discutăm cu un deputat, facem așa, ne educăm unii pe alții, că eu am aflat înaintea Cristinei cu 6-5 ore. Atenție, 35 de milioane de vizualizări, nu știu când a început numărătoarea, dar înseamnă vreo două românii. Da, mă, băiete, ești Doamne, iartă-mă, pe altfel îl dădeam. Crezi că dau pe post în emisiunea mea, are și emisiunea asta, demnitatea ei. Revenim imediat. Regizorul, șeful de tură, inginerul de sune, toată lumea extaziată. De ce? B1 TV a creat Bunuțul, nu noi. Știți că fără voia Domnului, fără Bunuțul nu faci nimic. Bunuțul a făcut ca eu și domnul Neagu să intrăm în legătură directă prima oară în istoria unei televiziuni din România, fără ca nici unul dintre noi să fi convenit, să fi aranjat acest duplex între audio-vizual și online, între YouTube și o televiziune națională de știri. S-a creat un moment istoric, credeți-mă, noi îl arhivăm, sper să-l arhiveze și domnul Neagu și Imogen. De ce? Acest moment reprezintă o bornă de pionerat în ceea ce înseamnă comunicare în România. Prima oară o televiziune de știri intră live cu YouTube-ul, cu un YouTuber, a spus că nu e vlogger și noi respectăm punctul de vedere, identitatea și-o asumă. Și o declară și o asumă singur. Îi spun așa, prietene Imogen, în 2 minute, 3 minute, Teddy, producătorul emisiunii, pe mailul tău o să-ți dea numărul lui de telefon, numărul nostru de telefon. Fii drăguț și sună-ne, pentru că promisiunea, bărbătește, vorbim promisiunea pe care am făcut-o și eu și tu, trebuie să ne ținem de cuvânt. Eu mă voi ține de cuvânt să te invit. Dacă vrei, facem emisiunea Se întâmplă acum la tine, înțeleg că e dormitorul tău, din ce văd, nu e nicio problemă, prietene. Avem tehnica necesară să venim să emitem de acolo. Sau, vii tu la noi, că microfoane, camere și tot ce trebuie să faci un YouTube, avem și noi acilișa, în toată sărăcia noastră, avem tot ce trebuie. Deci, vei primi numărul nostru de telefon pentru ca ceea ce am promis să fie dus la bun sfârșit. Cristina... și cu domnul Năsui, Cristina Prună și cu domnul Năsui fac și ei. Am aflat acum lucruri fabuloase. Bă, revoluția e în direct la noi aici, la B1. Deputatul Prună și cu deputatul Năsui de la USR, ia zi, Cristina, că promovăm acum un mare proiect pe care l-aveți. Da, am început în urmă cu vreo mai bine de jumătate de an un show de YouTube și de Facebook care se numește Tineri în Politică, în care explicăm pe înțelesul oamenilor și al tinerilor ce se întâmplă în Parlament. Zi-o pe aia că îmi place cu Brăila. Hai, fii cinstită, povestește-o pe aia cu Brăila. Foarte tare povestea cu Brăila. Ascultați-o că merită. Am fost la Comitetul Politic al USR de la Brăila și, întorcându-mă către hotel, m-a oprit o tânără, Corina este numele ei, are 18 ani, care mi-a spus că ne urmărește în fiecare săptămână la Tineri în Politică și că de acolo și-a informațiile despre ce se întâmplă în politica românească. Și mai mult decât atât, a spus că a obținut o bursă de studiu în Germania și că a ales să nu se ducă în Germania, să se ducă la Cluj, pentru că tineri ca noi îi dau speranță că se poate și în România. Foarte tare! Și mi s-a făcut firea de găină. Cum se pare? Că ai fost martor aici, alături de noi. Cum se pare momentul? Da, asta este... Imogen, B1, se întâmplă acum. Acesta este viitorul, este în mod clar, dar cred că trebuie să avem cu toții societatea românească, societatea consumatorii de acest tip de comunicare pentru un filtru de calitate. Pentru că în acest timp în care se spune clar că toată România trebuie să facă, toți elevii trebuie să facă meditații ca să intre la un liceu bun sau ca să intre la facultate, sunt profesori care fac același lucru ca Imogen, adică predau lecții gratuit în mediul virtual și n-au atâția urmăritori cât are... Da, mă, îmi scrie un prieten, da, Mariane, Marian, știu, nu-i dau și numele al doilea, că înseamnă să-i distrug cariera și e păcat de el. Marian, știu, îmi spune că zi-o mă pe aia cu generația asta, da, generația asta care a dat bacul acum și care a început cartea, a început școala în 2007, deci... ultimii 12 ani, 3 din 5 n-au dat bacul. Nu au luat bacul. Pentru că unii nici nu l-au dat, unii au abandonat. Băi, 3 din 5. Ca să știți unde suntem, 3 din 5 copii nu au luat bacul. Dintre cei care în 2007 începeau școala, are dreptate, Marian.
tată adevărat, om educat, om corect. Mi-a dat mesaj, zi-o mă, Tudore, dacă ai ajuns aici cu youtuberi, cu generația asta, cu ce s-a întâmplat la Buzău, da, generația care acum vine din urmă, generația, apropo, zi-mi sursa, Teddy, ca să fim corecți, că am uitat de unde am luat materialul ăsta. Claudia Tocilă. Claudia Tocilă, pe internet dați generațiile și găsiți materialul ăsta. Din 1946, care se numea generația Boomers, uitați-vă pe ecran imediat, dă-i, generația Boomers, generația Jones, între 1900, oprește puțin, că aici fac și o parte, bă, eu sunt Jones. Azi am aflat că eu sunt generația, eu, Tudor Barbu, generația Jones, cei care sunt născuți între 55 și 65, adică acum 4.000 de ani. Generația post-Watergate, nici nu știe lumea ce la Watergate, bă, afacerea care l-a dat jos pe Nixon, prosteala aia în care doi ziariști au fost folosiți de serviciile secrete americane ca să-l ardă pe președintele Americii, care a trebuit să demisioneze că își asculta parlamentarii. Din vremuri străvechi, parlamentarii sunt ascultați de serviciile secrete. Afacerea Watergate. Generația X, 1966-1976, hai mai repede. Generația, hai. Generația Y, Eco Boomers sau Millennials, 1977, cu tremur, 4 martie în România, 1995. N-are legătură. Nu ăștia au fost la Buzău. Atenție de ce m-am documentat. La Buzău, la primirea care a generat venirea poliției și alertă în primărie, a fost generația Z, frate. 80% dintre cei care erau în stradă și strigau numele domnului Neagu, dar numele de cod, cel de internaut, de youtuber, este generația născută în 1955 până în 2012. Ăștia au fost pe stradă. Cu miile! Nu i-a convocat domnul Neagu din Giurgiu. Nu! Atât de șocat a fost încât a pus mâna normal și a sunat la poliție. Bă, veniți și luați-mă de aici, că și anume mă linșează fanii. Au tăbărât fanii pe mine ca omizile pe pom și mă linșează. Băi, băiete, ați înțeles unde suntem? V-ați identificat generația voastră? Cristina? Eu sunt millennial. Da? Da. Mă, ce zici? Ia de înapoi să vedem la generația Cristina. Stai mă puțin, că vedem ce zice. Acum aflăm lucruri despre Cristina Prună. Nu știu ce înseamnă foarte divers aici. Mai. Stop! Aici e Cristina Prună. Cea mai mare generație de la baby boomers încoace. Nu și în România. Numărul lor se datorează celor două generații. Bea, satisfac. Sofistic. Atenție, Cristina Prună. Băi, vorbim ca din oracole. Sofisticați, orientați pe tehnologie. Imuni la majoritatea tehnicilor de marketing. Păi ești nebun, acum aflu despre Cristina lucruri fabuloase. Și vânzări, pentru că au fost expuși de mici la ele, la tehnicile astea de manipulare, cu e cumpăr o pastă, iau. Cristina Prună, da, asta mi-ești tu, ce generație ești, mă? Dă una mai sus, eu sunt la granița așa. Mai jos, mai jos, dă mai jos. Hop, mai, hop. Generația X, tu ești X, mă? 74. Așa, 74. Se spune despre ei că sunt generația pierdută. Acum înțelegi, expusă? Expusă divorțurilor și grădinițelor cu program prelungit. Copii care nu au avut relații prea sănătoase cu părinții. Ce ai făcut, Sorine? E ca la horoscop. Dă-i mai departe, că până aici vreau să te întreb. Generația cu cea mai scăzută prezență la vot a devenit și cea mai pasivă în relație cu evenimentele curente. Bă, vedeți acum secretul USR-ului? Bă, bune, fără ștocăreală, ca să vorbim academic. Vedeți secretul USR-ului? Majoritatea de la useriști vin dintr-o generație imună la prosteală, pentru că ei de mici au crescut cu prosteala, cu vânzarea, cu marketingul. Cristina Prună, de asta miești? Acum mi-am dat seama, mă. Foarte tare. Ai ceva de comentat în apărarea ta? Da, trebuia să citiți și mai departe, nu o doar să citim, prima fiți parte. Fiți atenți, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Generația Cristinei Prună o analizăm după publicitate. Merită! Oameni buni, ne-am întors, ultima parte a unei ediții fabuloase, unei ediții chiar istorice și nu mă joc cu vorbele. Acum un minut am închis cu domnul Neagu de la Giurgiu, am luat legătura telefonică cu el, celebrul internaut pe care l-ați avut în imagini, în direct, pentru prima dată o transmisie live între o televiziune de știri și un youtuber celebru în țara lui, adică în România. Nu s-a mai întâmplat în România. O să vorbesc cu domnul Neagu la telefon după emisiune în câteva minute și vom stabili
un alt pas istoric. Prima oară probabil vom face ori de la el, ori de la mine, o emisiune în comun pe YouTube și B1 TV simultan. O emisiune întreagă. O vedem care pe care. Eu pe el, el pe mine sau amândoi împreună pentru cei de acasă. O să stabilesc cu domnul Neagu mingea în principiu la el în teren. V-am promis că pe ultima parte a emisiunii discutăm despre generația... generațiile, generația Z a fost cea care a șocat Buzău împreună cu youtuberul din Giurgiu. Generația Eco Boomers este generația din care face parte Cristina și pe care vreau să o și comentăm un pic. Vă citesc repede. Sunt diversi din punct de vedere, sunt mai diversi decât alte generații, Cristina Prună. Din punct de vedere rasial sau etnic și sunt mai segmentați ca audiență de către stațiile TV, radio sau internet. Nu sunt foarte loiali brandurilor și internetul. I-a făcut foarte flexibil din punct de vedere al modei, al modului de comunicare și al... absolut corect. Zici că este o analiză intrinsecă, o analiză de cum se cheamă, un studiu intrinsec al membrilor leadership-ului USR. Pă bune, greșești ce spun? Acum hai, nu mai fi modestă, zi! Nu că sunt modestă, sunt unele lucruri care pot fi probate. Da, în unele lucruri mă regăsesc, în altele mă regăsesc mai puțin. Dar, într-adevăr, suntem acea generație care am prins și lipsa internetului și trecerea către tehnologie, către YouTube, către Facebook. Deci suntem între două lumi și probabil și de asta suntem, să zicem, mai imuni la majoritatea tehnicilor de mare. Că am văzut și o parte și cealaltă. Ia zis, Sorinele, mai 30 de secunde. Domnul Barna nu e în generația asta. Ce ani născut? Hai mă, lasă-l pe domnul Barna. Păi vorbeam de Cristina Prună. Păi nu, ai spus de useriști în general. Da, recunosc generația asta, mi-au fost elevi, sunt primele generații de elevi pe care le-am avut. Cum ți-a părut emisiunea de azi? Fabuloasă, e un moment istoric, cel puțin în istoria televiziunii. Doamne, sunt atât de încântat, crede-mă, ca un copil. Să vedem de parcă ce... ar fi primul meu an de televiziune după 30 ceva de ani de televiziune. Îmi permit, și dacă mai am cele 15 secunde, 20 de secunde, benefic ar fi ca ceea ce se întâmplă de acum până încolo să fie, să se întâmple exact ceea ce spunea domnul Neagu. Ca tânăra generație să intre în contact cu părinții. Adică părinților care nu reușesc... Va fi începutul emisiunii, va fi exact sfârșitul, exact povestea asta cu luați copiii legătura cu părinții voștri, că sunt singurii și adevărații voștri prieteni. Rămâneți cu Răzvan și Radu. Bună România! Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune! Mersi, Cristina! Mersi, Sorin! Mulțumesc!